Această fotografie este cunoscută de toată lumea și probabil o găsim în multe cărți de electronică drept cei trei americani care au inventat transistorul, ceea ce este adevărat, dar nu chiar 100% corect. De fapt, tranzistorul are o poveste mai veche și a fost cineva înaintea lor care a patentat principiul de tranzistor și o să rămâneți uimit când o să vedeți patentele. Adusă în fața publicului de popularizarea lui Michael Faraday la începutul anilor 1800, electricitatea părea să producă un nou miracol în fiecare deceniu al secolului al xix Lucrarea lui Willoughby Smith din 1873 în care cu niște tije de seleniu a demonstrat o ciudățenie și anume rezistența selenului a fost afectată de lumină incidentă, în mod clar electricitatea a devenit mai mult decât legea lui om. Rezultatele lui Smith au prefigurat revoluția semiconductoarelor. Dioda semiconductoare în acțiune a fost demonstrată de Carl Brown doar un an mai târziu, în 1874, urmată de aplicarea practică a acestor componente de către Boss și Picard în 1904 la recepția radio. Multe receptoare militare folosite în primul război mondial erau bazate pe detectoare cu cristal în stare solidă. Odată ce Lee de Forest și-a demonstrat tuburile triode Audion, unii cercetători s-au întrebat dacă același principiu ar putea fi aplicat amplificatoarelor cu triodă. Acum fiți atenți, devine chiar interesant. În atenție, 1925, Julius Lillenfeld de la Universitatea Leipzig a depus un brevet canadian pentru un dispozitiv care prefigura tranzistorul modern cu efect de câmp, similar în funcționare cu triodele termionice. Dispozitivul a trecut, să spunem așa, curent printr-o folie subțire, dar a supus acel curent unui câmp electric de control. Brevetul său din SUA a fost acordat în 1930. Este mai puțin cunoscut faptul că Leilandfeld a depus și primul brevet cunoscut pentru proiectarea tranzistorului cu joncțiune în 1928. Ăsta era în jur cu 20 de ani înainte de brevetul lui William Shockley din 1948 care îl cunoaștem în ziua de azi ca inventatorul tranzistorului. Designul lui Shockley a fost în, fond, în mod fundamental identic cu cel al lui Lillenfeld. Și o să vă prezint ceva chiar interesant, în ziua de azi putem verifica în Google Patents toate brevetele și toate invențiile este foarte, descris, foarte bine descris cu lux de amănunte și este chiar, chiar interesant, da? uh, Și uh, dacă vă uitați la patentul lui Lelenfeld, o să descoperiți cât de uh, să seamănă cu ce mă învățăm pe la școală, da? Și este incredibil. Incredibil să vezi așa ceva din 1928, da? și cât de bine era descris. Uh, o să vă las link în, uh, pe platforma Science Stories în descrierea video-ului Este chiar interesant. Iar aici am designul lui, lui Shockley și uh, se poate observa, nu trebuie să fie mare uh, om de știință, că designul lui Shockley a fost în mod fundamental identic cu cel al lui Lilienfeld. Uh, iar cele două dispozitive sunt uh, identice ca flux de curent, emitor prin bază la colector și așa mai departe și design fizic, da? două diode back-to-back -back cu una polarizată invers. Aici, în, în, această poză, este mărit brevetul american al lui Lillenfeld din 1928, unde este prezentat circuitul pentru un amplificator, calea curentă și structura dispozitivului anticipează clar tranzistorul de joncțiune. Funcționarea designului lui Lunefeld este chiar descrisă pe scurt în cererea sa de brevet. După ce și-a luat doctoratul în 1936, William Shockley a fost recrutat la laboratoarele Bell și s-a alăturat unei echipe de fizicieni. Odată cu izbucnirea celui de al doilea război mondial, Shockley a început să lucreze la sistemul radar, alăturându-se grupului de război antisumarin al Universității Columbia în 1942. Deoarece mixerele cu diode termionice s-au dovedit inadecvate la frecvențe ultra-înalte utilizate în sistemele radar, Shockley a dezvoltat mixere cu diode de siliciu de înaltă performanță de frecvență ultra-înaltă. Succesul său l-a determinat să se gândească dacă designul lui ar putea fi transformat într-o structură triodă, permițând astfel amplificare. Lucrările arată că Shockley și colegul său Gerard Pearson au construit de fapt dispozitive Lille în fel, dar nu s-au referit la asta în lucrările lor publicate. Este de remarcat faptul că brevetul de succes al tranzistorului cu contact punctiform al lui Barton și Brayton descrie mecanismul lui fel din 1925, un brevet canadian care a devenit tehnologia cu efect de câmp folosită și în ziua de azi. Brevetul lui Burton și Brayton din 1950 numeră primele specificații cunoscute ale tranzistorului pentru designul lor, inclusiv câștiguri de putere de 16-19 decibel și un câștig de curent de doar 1,3 ore. Walter Brayton, John Barden și Robert Gibney, care lucrau la Solid State Physics Group, condus de William Shockley, au făcut mai multe încercări de o triodă Solid State, dar s-a constatat că multe încalcă brevetele existente a lui Lillenfeld. Primul lor material ales a fost siliciul, dar temperaturile ridicate necesare, punctul de topire este la 1400 14 grade Celsius, s-a dovedit s-au dovedit dificile, așa că au trecut la Germaniu care avea un punct de topere la 938 de grade Celsius. Shockley a dorit să reproducă funcționarea triodei termionice, fluxul de electron controlat de un electrod neconductor. Dar Shockley nu a putut demonstra niciun efect util, în cele din urmă a dezvoltat un transistor folosind în mod explicit două tipuri de purtători de curent, electron și goluri tranzistorul cu joncțiune. Vom reveni la asta puțin mai târziu. Barden și Brayton, lucrând fără șocli, datorită stilului său de management neplăcut, era un om de, destul de complicat, o să discutăm despre asta, au demonstrat în cele din urmă dispozitivul pe care îl cunoaștem azi ca Point Contact Transistor în decembrie 1947 și au depus brevetul în 1948. O conferință de presă din iunie 1948 a prezentat noul dispozitiv. Demonstrațiile au inclus un amplificator și un receptor radio. Din păcate nu sunt disponibile detalii despre uh, aceste dispozitive, în special despre acel radio. John Barden, Walton Brayton și William Shockley au primit împreună premiul Nobel pentru fizică în 1956 pentru cercetările lor asupra semiconductorilor și descoperirea efectului tranzistorului. Descoperirea între ghilimele. Barden a câștigat un al doilea premiu Nobel în 1972 pentru teoria sa despre supraconductibilitate. Managementul de la Bell Telephone Laboratories și-au dat seama că sunt probleme complicate în echipa de cercetare, de la brevete până la neînțelegerea între cercetătorii implicați, dar și că tranzistul era un dispozitiv revoluționar cu potențialul de a transforma o industrie electronică. Fără a contesta talentul și munca lui Shockley, era un om cu care nu puteai neapărat, să spunem așa, să revoluționezi o industrie, și era omul care le ștea pe toate și contrazicea pe toată lumea. Bell Labs a urmat un program vicuros de dezvoltare la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950, promovând îmbunătățiri rapide ale tranzistorilor și ale altor dispozitive în stare solidă și totodată au deschis porțile, permițând și altor cercetători să vină cu idei noi. Inginerul electrician Jack Morton a condus acest program dezvoltând procese noi precum decontaminarea zonei esențială pentru puritatea ridicată a materialelor necesare și creșterea monocristalelor de germaniu și siliciu. Gordon Till a perfecționat și mai mult aceste procese de rafinare împotriva sfatului lui Shockley care nu era convins de necesitatea de materiale ultrapure. Till film, implicat anterior în, pro, în procesarea germanului, dar și alte proiecte, a spus: "Dacă aș avea vreodată o idee pe care o considerăm o revoluție mondială, aș lucra la ea chiar dacă nimeni nu m-ar ajuta." Programul a stabilit de asemenea procese precum producerea de juncțiuni PN și atașarea, să spunem, terminalelor la dispozitive. Jack Morton a luat o decizie strategică foarte importantă, la fel împotriva lui Shockley, de a împărtăși tehnologia tranzistorului cu alți cercetători, astfel încât mai multe laboratoare de cercetare să poată beneficia de o abordare cooperantă. Cu alte cuvinte, uitați ce am descoperit noi, nu vreți să facem ceva mai bun. Laboratoarele Bell au susținut trei seminare celebre în care oamenii de știință și inginerii au vizitat laboratoarele Bell pentru a afla noua tehnologie a semiconductoarelor. Prima întâlnire din septembrie 1951 a abordat în mod specific utilizările și aplicațiile militare. În aprilie 1952, peste 100 de reprezentanți ai 40 de companii care plătiseră o taxă de brevet de 25.000 de dolari au venit la un simpozion de 9 zile de tehnologia tranzistorilor, inclusiv o vizită la uzina ultramodernă de producție de tranzistori de la Western Electric. Printre participanți au fost uh, niște titani ai uh, industriei electrice la acea vreme, precum General Electric sau RCA, precum și uh, uh, reprezentanți de la firmei mici pe atunci, de exemplu Texas Instrument. Compania de telefonie Bell a fost înființată de Alexander Graham Bell, care a început ca profesor pentru SURS și care și-a petrecut o mare parte din carieră în serviciul persoanelor cu deficiențe de auz. În mod lăudabil, dar destul de controversat, mai ales de Shockley, Bell Labs a renunțat la toate brevetele pentru primul produs de consum cu tranzistor în 1953 și anume un aparat auditiv. Dar mai sunt și istorici care vorbesc um, um, despre managementul laboratorului sau cei din conducerea laboratorului care nu au fost 100% de acord cu tehnicile lui Shockley. Povestea personală a oamenilor din spatele tranzistorului cu joncțiune este la fel de interesantă ca și povestea tehnologiei în sine. Pe scurt, Berden și Brayton au fost esențiale în dezvoltarea tranzistorului, iar Shockley a simțit că a fost exclus din proiect. Într-adevăr, brevetul a fost eliberat numai lui Barden și Brayton. Lucrând singur, Shockley a proiectat tranzistorul cu joncțiune într-o lună, pretinzând o abordare complet nouă și una care ar deveni baza pentru toate dezvoltările ulterioare. Uh, Designul lui Shockley, folosind materialul omogen tot germaniu, este remarcabil de similar cu brevetul lui fel din 1928. Brevetul arată că Shockley a avut în vedere și dispozitive mai complexe cu mai multe straturi. Probabil pentru a nu mai fi chiar așa similar cu cel al lui Lilienfeld, brevetul arată că șocul a avut în vedere și dispozitive uh, complexe cum este acesta din imagine care are mai multe straturi și care într-adevăr diferă în mai multe puncte față de cel al lui Lilienfeld, dar din păcate nu există o descriere detaliată în termeni fizici, academici, deci în limbajul cercetătorilor, a dispozitivului Lillenfeld. Deci e un subiect o temă destul de discutată aici, dar în ziua de azi, bineînțeles, nu mai este relevant. Acum, citind mai multe cărți despre istoria tranzistorului în general, am foarte multe cărți și pe internet există foarte multă literatură în domeniu și citind și pagina de Wikipedia în limba engleză care este realizată de un american, deci de un om de-a lor, despre William Shockley, încep să înțeleg de ce colegii sau cercetătorii din laborator nu s-au înțeles așa de bine cu omul de imagine și într-adevăr a fost destul de ciudat ca om da, în viața privată. Și dacă dați un scroll mai jos și citiți view on race and eugenics. Da, omul a fost implicat în multe proiecte de care un om nu ar trebui să fie mândru, da? A fost un rasist, a fost un, un om cu, cu probleme ciudate, da? Iar ceea ce v-am uh, prezentat în uh, acest video, uh, chiar uh, am consultat foarte multă literatură și din limba engleză, adică din America, uh, și uh, este specificat în în pagini despre uh, asemănările dintre patentul lui fel și cel al lui Shockley. Da? Și uh, de, de aceea am, am zis că vreau să vă pun și link să vedeți, să citiți și voi în descriere, în descrierea patentului, la unul dintre patente se descris destul de bine, uh, funcționarea principiului de tranzistor, da? cum, cum s-a gândit omul ăla atunci în 1900 și ceva, cum ar putea funcționa un tranzistor și este incredibil. Deci mă fascinează incredibil faptul că poți să vezi ce a putut face un om la 1900. Da. Mai târziu, șoc le-a părăsit Bell Labs și au apărut mai multe informații la suprafață care au demonstrat într-o oarecare măsură că era un om dificil, un om cu care nu puteai să lucrezi și că anumite brevete de invenții erau, hai să spunem, ciudate. Arnold Beckman a construit o companie de instrumente de măsură prin anii 50, 1950, iar el și Shockley erau prieteni de câțiva ani. Shockley a părăsit Bell Labs în 1955 și a negociat cu Beckman pentru a-și forma propriul Shockley Semiconductor Laboratory la mijlocul lunii februarie 1956. Adunând o echipă de fizicieni și ingineri și intenționând să dezvolte și să comercializeze tranzistori sau alte componente semiconductoare, părea a fi un startup de mare succes în industrie. În mod amuzant, Beckman plătise deja la Bell Labs taxa de licență de 25.000 de dolari pentru drepturile de brevet pentru tranzistor. Shockley semiconductor s-a fost chiar nevoită să trimită doi dintre angajații săi la seminarele finale de la Bell Labs privind să spunem așa tehnologia tranzistorilor și compania să fie actualizată cu cele mai recente teorii despre tranzistor. După un an de efort intens, compania lui Shockley nu reușise să vândă un singur dispozitiv iar uh, Shockley se dovedise un uh, spunem un lider slab. În loc să și îndrepte eforturile către perfecționarea propriului său brevet al tranzistorului, el a propus mai multe proiecte care într-un fel sau altul au distras atenția, inclusiv inclusiv dezvoltarea uh, Diode lui Shockley. Era un dispozitiv PNPN -PN, cu patru straturi care s-a dezvoltat în tiristor mai târziu, astfel utilizat pe scară largă în controlul puterii și dezvoltat în cele din urmă ca familia de dispozitive TRIAC. Această focalizare pare nedumerită într-un moment în care procesarea și amplificarea semnalului analogic dominau uh, electronicile domestice de la acea vreme, de comunicație, telefonie și industrie uh, militară, comunicare militară, dar rețeaua de telefonie uriașă a lui Bell a fost comutată de relee și comutatoare electromecanice, zgomotoase și consumatoare de energie care necesitau o întreținere constantă. Dispozitivul lui Shockley ar fi revoluționat tehnologia telefonică, dar uh, problemele interne alimentate de stilul de management dominator al lui Shockley au dus, uh, au dus la uh, plecarea multor oameni importanți din, din firma. Probabil ați auzit de terminul cei 8 trădători, este un uh, termen dat chiar de... William Shockley, celor 8 care au plecat de la Shockley Semiconductor și uh, au um, înființat mai târziu, uh, de fapt au înființat apoi Fairchild Semiconductor, care bineînțeles este o companie de mare succes, a fost cel puțin de mare succes și a contribuit foarte mult la dezvoltarea industriei electronice. Uh, cei 8 au fost uh, uh, Julius Blank, Victor Grinch, Jen Horny, Eugen Kleiner, Jay Last, Gordon Moore, Robert Noyce și Sheldon Roberts. Fairchild Semiconductor a rămas un succes comercial până în septembrie 2016, când compania a fost achiziționată de ON Semiconductor, anterior divizia de semiconductori a lui Motorola. În mod ironic, stilul de management al lui Robert Noyes se a determinat pe inventatorii amplificatorului operațional cu uh, circuit integrat să părăsească Fairchild și să se alăture Național Semiconductor, care a fuzionat cu Texas Instrument în septembrie 2011, luând cu ei expertiza vastă în designul analogic. După cum am spus și după cum vedeți, istoria tranzistorului este la fel de complicată ca și tehnologia în sine. Toți cei implicați, indiferent de problemele lor în viața privată sau chiar să spunem de unele inspirații din munca altora, au contribuit la ceea ce azi numim industria electronică. Într-adevăr, ceasul s-a reglat după ora din America de multe motive politice și a fost promovat internațional ca... America, țara care a inventat tot. Dar, de fapt, multe descoperiri vin din Europa. Totuși, trebuie lăudat oamenii din managementul laboratoarelor Bell care și-au deschis porțile și-au împărtășit cu alți ingineri, matematicieni, fizicieni, descoperirile lor. Așa au ajuns la Bell Labs cei mai străluciți cercetători și oameni de știință. Prin al doilea război mondial, Hitler a oferit cadou americe, între ghilimele spus, a oferit cadou cei mai mari cercetători care a avut omenirea până în ziua de azi. Este de lăudat implicarea americanilor care au investit miliarde de dolari în cercetare, dar și de criticat unele promovări neloiale sau nerespectarea de brevete sau neincluderea în documentație a uh, oamenilor care au contribuit și ei la dezvoltarea acelei tehnologii sau produs. Azi, dacă la un examen ești întrebat cine a inventat efectul de tranzistor și dacă spui Lellenfeld, cu siguranță ai să pici examenul. Deși materialul pur semiconductor necesar pentru a construi un tranzistor funcțional nu era disponibil la vremea lui Lelenfeld, el a descris deja în detaliu construcția și funcționarea tranzistorilor. Mulți fizicieni, chiar americani, susțin că cu brevetele lui fel ar fi putut construi elementele pe care le patentase. Aici vă recomand să căutați pe Google două lucruri foarte interesante care m-au fascinat. Uh, the Other Transistor, Early History of the Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor și um, încă o carte foarte interesantă The Invention of the Transistor. Sunt în limba engleză, dar sunt extraordinare. De asemenea, s-a dovedit că dezvoltatorii americani ai tranzistorului cunoșteau brevetele relevante a lui Lillenfeld, iar documentele demonstrează că William B. Shockley și Pearson au construit tranzistoare funcționale bazate pe brevetele lui Lillenfeld și Oscar Heil, despre care o să discutăm în lecția urm următoare.